Acum este momentul, dragii mei, să urmărim un material special despre tronul străbunilor. Mai exact, este vorba despre o stâncă, bineînțeles, misterioasă, care se află undeva în inima unei păduri din Hațeg. Cercetătorii spun că această stâncă are o vechime de peste 10.000 de ani și că reprezenta un loc sacru pentru poporul dac. Acum, cei care vin acolo în vizită, se pare că aud sunete misterioase și că, atunci când pleacă, pleacă parcă mai liniștiți sufletește. Acest tron al străbunilor se presupune că ar fi de pe vremea Mării Sarmatice. Adică, prin retragerea Mării Sarmatice, care știm că țara Hațegului a fost o zonă și vulcanică, se spune că prin retragerea Mării Sarmatice, acest megalit a rămas aici. Ei, acest megalit a fost rost de vânturi, de furtuni, de tot ceea ce a fost în jur. Important este că nu a dispărut. Mulți specialiști, între care Constantin Zacoriț, scriitorul Grigore Hașa și eu chiar, susțin că adevărata capitală a Daciei ar fi aici, iar la Sarmisegetuza, capitala creștină, și la Ulpia Traiana dincolo, capitala administrativă. Dar timpurile și specialiștii vor hotărâ pentru viitorul acestui ținut și acestui megalit. Ce vedeți aici, exact folosesc natura, acest băț indică un cerc care include floarea vieții. Datorită timpului, practic piatra sau alte intervenții mai puțin ortodoxe, piatra a pierdut din acea profunzime. Practic aici a fost o sculptură care reprezenta floarea vieții. Floarea vieții este un element întâlnit foarte des la daci, în cultura prezentă, chiar pe stâlpii porților din Maramureș și nu numai. Floarea vieții reprezintă o mandală, o iantră, un desen geometric sacru, care simbolizează o formulă a întregului univers. Practic, când vorbim despre floarea vieții, din punct de vedere matematic al geometriei sacre, include în el o parte din creația universului. Vârsta tronului, care se spune, sau tronul străbunilor, a fost denumit nu de mine, de către alți domni, are 65 de milioane de ani. Mai științific, între 32 și 65 milioane de ani. Așa ne-au parvenit buletinele de analiză, plus cărțile care ne-a însoțit buletinele de analiză. Ce aș putea să spun? Aici este o energie, din punct de vedere energetic, este o energie foarte puternică. O energie care specialiștii spun și intern și internațional ca fi o energie benefică, atât pentru organismul uman, cât și pentru cei care vin aici și văd anumite furtuni electromagnetice.
Aici veți avea deosebită plăcere să vă dispară imaginile de pe camera de filmat și ați avea deosebită plăcere să auziți diferite sunete care nu sunt în concordanță cu ceea ce știți dumneavoastră. Uitați-vă că aici soarele este permanent, deci la ora 5 după amiază bate aici, la ora 8 bate aici, la ora 12 bate aici. Ceea ce denotă că aici, în jurul acestui tron al străbunilor, se întâmplă niște minuni, atât științifice, cât și creștinești. Așa cum în acupunctură, avem noi anumite puncte, de exemplu, la nivel de palmă, avem proiectarea organelor și proiectarea chakrelor. În mod asemănător, la nivel de planetă Pământ, avem astfel de puncte energetice. Vegetația, și dacă observați și dumneavoastră în jur, nu există. Nu există, iar o să vă punem la dispoziție, domnul Chivu poate să vă pună, cum am tăiat din copaci și să vedeți ce înseamnă acolo, ca un cancer interior al copacilor. Am făcut foarte multe măsurători la nivel de întreaga planetă, comparație cu aici. Aici este un câmp uluitor, pentru că el este din ce în ce mai mare. Iată că o măsurătoare care este făcută astăzi, este posibil ca peste o zi, o lună sau un an să aibă cu totul și cu totul alte valori. Am venit pentru prima dată în 2016. Veneam dintr-un turneu, ca să spun așa, dintr-o expediție, nu turneu, din America de Sud. Și eram un mare amator de a face, să spunem așa, experiențe pe anumite pietroaie. Ei, venind în 2016 aici, am simțit ceva deosebit. Adică ce am simțit? Telefonul nu mi-a mai funcționat, aveam o cameră de filmat, au mers vreo 2-3 minute și după aceea n-am mai putut filma și am simțit că venisem cu dureri la picioare și la un moment dat, după 3-4 minute, n-am mai avut aceste dureri. Recomand să vină aici doar cei care vin cu inima deschisă, doar cei care respectă natura și iubesc istoria noastră. Cei care sunt doar băuturiști, să se abțină.